Hai, normal, băieți, bă, și bine v-am găsit la un nou clip. Un clip cu un joc puțin mai diferit pe canalul meu. Un joc ce a fost făcut pentru abonații mai vechi. Cei ce sunt mai printre primii mei 70 de abonați știu că am jucat jocul ăsta foarte mult. Pe live-uri, pe episoade, pe... nu știu pe ce să mai zic. Da, pentru cei ce nu știu, jocul e Farming Simulator 2017, sper să nu greșesc. What the fuck, de ce se aude așa tare? Stați puțin. Stați, că le dăm pe toate. Nu. Așa, să vă fac așa un scurt rezumat al jocului pentru cei ce nu-l cunosc. În jocul ăsta ai o fermă, gen încep de la zero, îți dă harta, niște tractoare, niște chestii, niște treburi, nu știu cum să le zic. Da, în jocul ăsta îți dă o fermă, ferma ți-o dă cu, pe noi nouă ne-a dat doar două terene, terenuri, cred că, da, două parcele, dacă pot să zic așa, pe care noi putem cultiva ce vrem noi. Cum se-ar zice? Cum merge să vindem și noi tractorul ăsta? Merge să-l vindem la shop, că luăm mai mulți bani pe el, dacă-l vindem acolo. Și o să cumpărăm un nou tractor, ceva mai puternic, cu o semănătoare ceva mai puternică. În clipul ăsta ce vreau să facem? Vreau să mergem și să semănăm pe cele două parcele pe care le avem. Nu știu, episodul ăsta e așa, mă joc singur pe hartă, harta asta a fost făcută, am încercat să fac un live aseară, dar nu știu ce, mergea jocul rău, nu știu, aveam probleme și cu OBS-ul, nu făceam figură OBS-ul și jocul și tot. Și aveam lag, mergea super, super prost jocul și am zis că nu, frate, stai, nu e bine. Am oprit live-ul și l-am șters pe ăla și am zis că dacă tot am făcut harta, să jucăm pe ea. Harta e Gamsting, nu știu ce, V, nu știu cât, V2, V3, nu știu cât e. Da, na, ce să zic, aseară am încercat să joc cu un prieten, dar din nefericire, da, nu prea am putut. Bă, putem trece pe aici, avem noroc. Da, sunt câteva, ăsta, vedeți, ăsta are coliziune, și n-am făcut nimic. Da, ne chinuim și noi, să ajungem și noi la shop să vindem tractorul ăsta și să luăm unul mai puternic cu o semănătoare. Pe aici am intrat eu că era poartă. Da. Și o pui acolo, numai bine, o coborâm și așa pe drum pe aici, frumușel, cum ne place nouă. Noi suntem cam 3 care am... Avem jocul care am putea să jucăm 3-4. Da, mă bate, n-am un volan și mă joc din tastatură. Dar pe viitor, cred că la vară o să-mi iau un volan, un Logitech G29 sau nu știu ce să-i dau, oricum ceva bun, un m-a spart jocul, un Logitech plănuiesc eu să-mi iau acum, să vedem. Da, și vreau să mai joc tot așa la vară, vreau să diversific așa, dacă pot să zic, seriile de pe canalul meu. Vreau să mă joc jocul ăsta, vreau să mai încep și, dacă voi vreți, dacă vă place, o serie de Eurotruck sau niște live-uri, așa, niște, nu știu cum să zic, ceva, să jucăm cu voi, să facem o firmă și să, nu știu cum să, nu că nu știu cum să zic, nu știu, nu promit nimic. Păi asta aș vrea eu să facem. Bun, acum avem 390.000. De aici le cumpărai? Vehicle Shop, nu. Le cumpărai de pe, stați că mă bate. Are pe P. Mergem, ia, la semănători. Știu că unde sunt, mamă, mă bate rău acum jocul. Aici. Da, cred că o luăm pe asta, băieții, o luăm pe asta, care necesită 270 de cai. 270, ia să vedem, un tractor care... Bă, Massey Ferguson-ul ăsta, 210. Având în vedere că noi avem terenurile cam în pantă. Nu știu ce să zic. Avem undeva la 40.000. Dacă aș face o investiție bună, adică să nu am probleme.
Pe JCB-ul ăsta nu suportă front loader, din câte știu. Uite, front loader. Ăsta, case-ul, Puma, suportă. Deci decât să dau 225.000 pe ăsta, luăm pe... Ia, merge upgrade la motor? Nu, a, front loader, engine setup, ia să vedem. Și asta îl duce până în 270 de cai, cât avem noi nevoie. Stan, a, asta le luăm... standard. Îl cumpărăm pe ăsta, e ok, frate, are front loader, are tot ce vrei și ce tu vrei. Mergem, ne cumpărăm și acea semănătoare de aici. Și o luăm pe asta de 9 metri, măcar dacă facem achiziție, să o facem ok. Ia să vedem cum arată. Mă, și așa e roșu, cu semănătoarea roșie, zic că dă. Apăsăm și noi un enter, mai avem 78.000, deci practic suntem faliți. O, nu știu nici de un tiu, ma, e goală, trebuie să cumpărăm niște semințe. Decât să stau și să mă duc un carg din bază, cumpărăm de aici, seed. Asta suportă pat... Chiar câte tot le suportă, ia să vedem. No, luăm doi din ăștia și luăm două de fertilizator. Așa, băieți, acum mergem, dăm aici aproape, o fac în aero. Hai că am dat și noi în aer. Mă, dar nu cred că în cap 2 tone în ea. Ba da, 2 tone, 2 sau 3 tone în cap în ea. Dacă nu mă știu, sau 2 tone și puțin. Da, mergeau 3 tone fix merg. Deci mai cumpărăm încă un... Și fertilizator mi se pare că 2 tone în cape de fertilizator. Da, cum am zis, 2 tone de fertilizator și mai cumpărăm încă un palet din acesta cu semințe ca să o facem fur, adică să ne ajungă, frate, să... Da, eu m-am jucat mult, adică păcat că nu am jocul pe Steam. Am câteva sute de ore în joc și câteva sute de ore bune, adică nu state AFK. Am avut multe, multe chestii. Na, jucam și multiplayer și încă aș juca multiplayer. Dacă e cineva din voi ce... De ce am dat X? I don't know. Dacă e cineva din voi ce vrea să jucăm împreună sau... Nu știu, lăsați-mi un comentariu la acest videoclip și eu o să le citesc pe toate. Da, acum mergem acasă. 9, așa. Mergem, da, avem de... Mamă, uite că urcă puțin. Nu-mi dau seama, acum semănătoare e jos sau nu e jos? Acum e jos, acum e sus și dăm și X, așa. Mamă, păi nu avem nicio șansă să urcăm pe aici cu case-ul ăsta. Ba da, urcăm. E un tractor puternic, adică și l-am luat ca să-l avem. Pe viitor plănuiesc să intrăm și puțin în forestry, să vedem treaba acolo la pădure. Știu că nu mai știu pe ce hartă, dar trebuia să cumperi pădurea. Și stai, de pe ce deci nu unfold. N. Așa mă, să punem și noi aici. Stați, noi avem. Ne putem face aici dreapta și mergem la terenul pe care noi îl deținem. Aici, da. Și dăm aici un X. Bă, aici văd că e o eroare de la hartă, o mică eroare de la hartă. Da, na. Nu există joc perfect. Plănuiesc să bag și niște moduri în joc, adică să jucăm cu prietenii, da, cu niște moduri, cu niște... Am eu o remorcă de forestry, ceva mod, ceva super, super, super fain. Cu gen încarcă lemnele automat și asta ne-ar putea scuti munca radical, dacă pot spune așa. Nu știu, mie îmi place jocul, îmi place să fac treaba manual, gen dacă am ceva de semănat să mă duc eu și să semăn. Și știți cum facem noi de acum? Acolo e mai lin dealul. Da, hai că vă arăt imediat cum facem ca să nu mai urcăm acest deal tot timpul cu 9 km la oră. Am văzut o șmecherie.
Da, îmi pare rău că pe episodul ăsta suntem singuri, ceasul nici nu știu cât e, dar oricum e în jur de două, dacă nu mă înșel. Majoritatea prietenilor mei sunt la școală. Bine, ori dacă nu sunt la școală, învață și ei, nu știu, au treabă, I don't know. Eu am sănătos să filmez acest episod, să fac anunțul ăsta că o să începem o serie de forne, de forne, nu, nu, de forne. O serie de farming simulator. A, da, și încă o chestie ce vreau să o spun. Pe acest canal veți vedea de acum înainte, sper, doar farming și Fortnite. Gen, o să fac live-uri cu Fortnite, că episoade cu Fortnite, na, nu e ok. Gen, ca să stau și să fac un win, și să pun episod pe zi cu win, ar trebui să joc multe meciuri, frate. Având în vedere că, na, nu știu, că nu sunt un jucător pro de Fortnite sau ceva de genul, ar trebui să joc cam undeva la 30 de meciuri pe zi pentru a lua un win, ca să am episod. Mă, și ce, hai că facem noi aici o nefăcută și dăm așa, pam. Și facem treaba aici circular, așa. Deci, da, nu prea îmi convine așa să fac episod cu Fortnite. M-am zis de ce, e greu să iei un win pe Fortnite. Gândiți-vă că eu pe live-uri luam câte 3-4 și stăteam și mă jucam câte 2-3 ore. Am făcut nu știu ce, într-o sâmbătă, într-o duminică, parcă live și de 6 ore și am luat, cred că, 3 win-uri în total. Adică, e ceva de jucat. Bă, dar nu e ok nici așa cum o fac eu. Acum ar trebui să merg toată partea asta așa, lent. Am văzut, nu știu dacă îl știți, pe Barbă Neagră. E un YouTuber care are canalul bazat pe farming, frate, și îmi place super, super mult să mă uit la el. Și face o treabă excelentă. Gen, se joacă, are volan. De asta vreau și eu să-mi cumpăr volan. Mi se pare că are, nu știu, dă așa o calitate jocul, nu știu, parcă îți vine să te joci cu volanul decât din tastatură. Mai e și un joystick ăla de la... Mă, e bine că nu are coliziune. Sunt joystick-urile acelea anume pentru farming, pentru controlat de front loader. Da, pentru cei ce nu știu, front loader-ul e cea chestie pe care o atașezi în fața unui tractor pentru... Stai că dăm un V și mergem și luăm din deal, că e mai ok, merge mai repede. E acea chestie pe care tu o pui în față și poți să-i pui gen furcă pentru paleți, să ridici paleți sau pentru baloți sau chiar și, nu știu cum zice, gheal din aceea pentru pădure, nu știu, nu prea le am așa cu termenii tehnici. Nu știu cum îi zice în termeni tehnici la acea gheară cu care iei lemnele și le pui în remorcă. Și de asta vreau să-mi strâng bani și să-mi iau acel volan. Ori îmi iau un Logitech să mă pot juca gen și... cum îi zice? Asta o să venim la final să o facem. Să mă pot juca super ușor și Euro Truck. Ori îmi iau... O să mor tot. Ori îmi iau volanul pe care îl deține jocul... Lasă că vin și fac colțurile după. Pe care îl deține... Farming Simulatorul. E un volan premium de-a lor, dacă pot să zic așa. Poți să pui pe el ce controle vrei, ce... E ceva super, frate. Adică n-ai ce, nu poți să zici că, bă, nu-mi doresc volanul ăla. Bine, dacă nu ești jucător de farming, nu-ți trebuie un volan la 25 de milioane, cred că e volanul ăla. Dar e făcut blană, mă, e super șmecher. Gen, ai toate controlele pe el, toate chestiile care... Nu știu, care dau o tentă așa mai realistică jocului. Că e bine că am dat B, dar V n-am mai dat să o ridic. Lasă că mergem așa, ne mai ducem din deal. Înțelegeți? Dă o tent, așa jocul, nu știu. Mi-am propus să fac episoadele cam de 5, între 15 și 20 de minute. Știu că acest episod va fi ceva mai plictisitor, adică ce fac, frate, stau și dau aici cu semănătoarea și na. Dar o să vină episoade și mai interesante. Vreau să mă învăț să edit, nu să mă editez, să fac un fel de... Să fac peste un clip un fel de fast forward. Vreau gen activitățile astea mai zis, să zic, mai lente, gen cum e semănatul sau cum e, nu știu exact cum să le zic.
gen încărcatul de lemne, să nu stau și să le fac pe clip. Vreau să fac un timelapse pe care să-l pun la începutul clipului. Mă uitam eu la un YouTuber, dar acum mult timp și am văzut că s-a lăsat și chiar îmi pare rău de el. Nu știu cât să-l zic, Mr. Andrei, mr.andrei. Am văzut că n-am mai postat cam de vreo două luni, o lună, două luni, nu mai știu. M-am uitat zilele astea pe canalul lui oricum. Bă, și îmi pare foarte rău pentru băiatul ăla. Deci făcea o treabă, frate, mă uitam la el din plăcere, bă, făcea niște episoade de 30 de minute, cred. Bă, dar nu te plictisea inele. Spunea un timelapse din ăla la început cu tot ce făcea el când strângea baloți sau când făcea, nu știu, orice. Uite, sau asta, când dădea cu când semăna. Filma tot domnul și făcea un timelapse din ăla super, bă, editat frumos, cum trebuie. Și nu știu, asta îmi place și vreau, chiar dacă o zic mult că e fur ideea, dar nu știu, mi-a plăcut și am zis că de ce să nu fac și o treaba asta dacă îmi place și mie, la rândul meu. Oricum, îmi pare rău că s-a lăsat băiatul de YouTube. Live-uri nu prea făcea, ce e drept, live-uri nu făcea, dar făcea episoade, gen, punea episod zilnic. Și ca să pui un episod zilnic din jocul ăsta, bă, e ceva muncă, adică să stai și să te chinui, ar trebui să joci cam pentru un episod, mai ales cum făcea el și cu timelapse-uri și cu toate nebuniile. Deci, v-am zis, îmi plăcea super mult treaba pe care o făcea. Cu toate treburile astea, stătea cam vreo 2-3 ore și puțin ca să le facă. Și nu știu, na, îmi plăcea foarte mult. Și cum am mai zis, canalul o să fie bazat de acum pe Fortnite și pe farming. Bine, asta îmi doresc eu acum la vară. Sper să introduc așa și puțin CSGO. Niște CSGO, dar nu matchmaking, face it. Nu mă joc, frate, pe matchmaking. Tot așa, am mai făcut CSGO pe canalul ăsta. Cei ce sunt puțin mai vechi de... De când aveam eu 100 de abonați, 100, sub 100, pe acolo pe undeva, făceam și serii de episoade de CSGO, live-uri cu CSGO, dar, bă, frate, știi cum ți se lua, când vedeai că tu dai curat și nu, aici n-am dat. Lol, e umbra, bă, da, am uitat că am texturile la high. Și când vedeai, frate, că dădeai de un codat din ăla, se ducea tot cheful de joc. Nu mai aveai chef de nimic, nici de joc, nici de live, nici de nimic. De obicei, codați nu erau la început. Dar, nu știu, că eu jucam bine Counter. Nu pot să zic foarte bine, că nu eram un jucător bun de Counter. Dar, frate, când era să joc serios, eu zic că dădeam bine. Gen, aveam faze la care mă făceau ăștia cotat și începeau să bage coduri și îți dai seama. Dacă tu știi că dai curat și să te facă... Bine că pe mine nu mă interesa că mă făceau ăștia codat. Da, frate, adică, nu știu, nu-mi plăcea fapt gestul, gen. Eu dădeam curat, vedeau, stăteau primele una, două runde. Primele una, două runde, am înțeles, da. Primele două, trei runde, cam pe acolo. Deci după a treia rundă se activau majoritatea dacă le luam runde în față, dacă aveam echipă cu care să joc. Dacă eram eu singur și nu făceam nimic și nu jucam, gen, nu-i băteam așa urât, să zici că le dădeam 3-0, 5-0 din primele runde, era ok, frate, dar când vedeau că, na, când vedeau că le dădeam 3-0, 5-0, gata, coduri, băgau coduri, băgau spinboard, băgau wall, dar măcar știi cum, dacă știau să-l ascundă, dar nici nu știau să-l ascundă, deci îți dădeau cu wall-ul pe față, îți dădea prin pereți, îți dădea pe unde apuca și asta nu-mi place deloc la serul. Băi, am terminat și noi de semănat terenul ăsta, îl mai avem pe 56, dar nu o să-l facem pe acest episod, că zic, e de ajuns 19 minute de episod, eu zic că e ok. Mergem. Băgăm și noi tractorul ăsta cu semănătoarea undeva pe aici prin fermă, să vedem unde îl putem parca și pe el, că e și el un tractorel de-a nostru. Achiziție nouă. Ia să vedem, băiți, îl băgăm aici? Da, îl băgăm aici. Eu nu știu pentru ce e treaba asta, dar îl parcăm aici. Da, bă, băieți, și nu știu ce aș mai putea face pe acest episod. V-am zis, pe episoadele viitoare vă promite, fratele, că o să fie mult mai
să-l și oprim, că o să fie mult mai interesante. Că o să fie mult mai interesante astea, videoclipurile. Bă, na, ce să vă mai zic eu vouă? Eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și pentru această sumă de 300 de abonați la care am ajuns. Eu am fost Cristi și până data viitoare, pupă, fratele, ceau, le state cele bune, băieți.